Bun găsit, dragi credincioși! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și astăzi. Vom vorbi în minutele următoare despre nașterea și adormirea Maicii Domnului. Fecioara Maria este prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea fecioară. Adică e mai slăvită decât toți sfinții îngeri și întâia între sfinți, plină de har și binecuvântată între femei, aleasă să-L nască pe Fiul lui Dumnezeu și mărită pentru că a încuvințat cu smerenie și credință lucrarea Sfântului Duh. Maica Domnului este model pentru noi toți și în mod special pentru orice femeie. Sfântul Epifanie spune că statura Fecioarei Maria era de talie mijlocie. Culoarea părului îi era gălbuie și foarte plăcută și atârna pe sub acoperământul capului ei. Culoarea feței ei era ca bobul de grâu când dă în copt bine. Ochii îi erau limpezi la căutătură și nimeni n-a ținut seama ce culoare aveau, nici până în ziua de astăzi. Se păstrează doar într-o mică măsură idei cum că erau ca măslina coaptă. Sprâncenele ei erau în oarecare mlădiere și foarte minunate. Fecioara Maria nu avea o împodobire lumească, ca a tuturor fecioarelor sau a femeilor lumești. Mâinile ei erau delicate și degetele potrivit de lungi. Fața ei era foarte frumoasă și mult curată, fără încrețituri sau riduri, și nu avea nimic care să deranjeze privirea cuiva. Veșmintele ei erau lungi, capul îi era acoperit totdeauna cu un văl foarte smerit, care atârna în jos. Graiul ei era plin de bunătate și încet, cu multă sfială, și nimeni n-a văzut-o în viața ei strigând sau vorbind cu voce tare și răstită sau cu iuțime. Numai atunci a fost vocea ei mai tare, când a plâns cu hohote și suspinuri mari, sub crucea calvarului fiului ei cel prea dulce și prea iubit pe dealul Golgotei. La nașterea Maicii Domnului se schimbă o lume. Dumnezeu se pregătește să vină în această lume ca om. Avea nevoie însă de un om care să poată face asta. Acel om se naște, iar creștinii îi sărbătoresc nașterea pe 8 septembrie. Sfânta Fecioară Maria a venit pe lume în familia a doi oameni cinstiți și credincioși, Ioachim și Ana. Deși bine așezați din punct de vedere material, cei doi aveau o mare neîmplinire. Erau bătrâni și nu născuseră niciun prunc. Neajunsul lor l-a împlinit Dumnezeu. El a făcut o minune și Ana a dat naștere unei fetițe, pe care cei doi au numit-o Maria. Avea să fie omul cel mai sfânt de pe pământ. Nu putea Dumnezeu, de altfel, să ia fire omenească decât din punctul cel mai înalt la care ajunsese umanitatea. Curăția Mariei s-a păstrat și după vârsta prunciei, prin ascultare. Tradiția spune că de la 3 ani a trăit la templu, în feciorie, până în momentul când i s-a vestit că îl va naște pe Mesia. Sărbătoarea de la 8 septembrie se numește popular Sfânta Maria Mică. Numele e sugerat de icoana sărbătorii, care o înfățișează pe Maica Domnului pruncă în brațele părinților săi Ioachim și Ana. Numele e sugerat însă și de importanța momentului în comparație cu cea a adormirii Maicii Domnului de la 15 august, sărbătoare numită popular Sfânta Maria Mare. În viziunea creștină, momentul nașterii în cer, adică al întâlnirii cu Dumnezeu, este mai important, mai mare decât momentul nașterii pe pământ. Spre deosebire de ceilalți sfinți care sunt sărbătoriți doar în ziua când au murit, Maica Domnului are 4 sărbători mari în calendarul creștin: nașterea pe 8 septembrie, intrarea în templu pe 21 noiembrie, Buna Vestire pe 25 martie și Adormirea pe 15 august.
Dacă nașterea Fecioarei Maria ne învață despre planul proniei lui Dumnezeu pentru restaurarea creației, prin cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, moartea sa ne învață despre făgăduința mântuirii prin el. Mântuirea este o călătorie ce pornește de la naștere spre moarte și din nou la naștere. Calendarul bisericii noastre începe și se sfârșește cu istoria mântuirii prin Iisus Hristos. Iar în această istorie a mântuirii, calea de la naștere spre viață este viața Maicii Domnului. Anul bisericesc începe pe 1 septembrie, urmând modelul calendarului stabilit pentru Imperiul Roman creștin. Acest an are 12 praznice împărătești, plus Sfintele Paști. Primul praznic este nașterea Fecioarei Maria, 8 septembrie. Anul Mântuitor începe cu nașterea Sfintei Fecioare Maria din părinții Ioachim și Ana. Din aceasta, putându-se înțelege lucrarea dumnezeiască în cele mai mici amănunte pentru a mijloci unirea noastră cu El prin Hristos. Iar anul se încheie cu adormirea sa, prăznuită pe 15 august. Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică este ziua care marchează începutul culesului viilor și în care, conform credinței populare, femeile se roagă pentru a avea copii, iar cei care vor să se căsătorească se roagă pentru a-și găsi perechea. Nașterea Maicii Domnului, cunoscută ca Sfânta Maria Mică, marchează hotarul astronomic dintre vară și toamnă. De asemenea, sărbătoarea anunță începutul unor activități specifice, precum culegerea unor plante și fructe tămăduitoare, bătutul nucilor, culesul viilor, semănatul grâului, orzului și secarei de toamnă. Potrivit tradiției populare, la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului, ca de altfel ca la orice mare praznic, nu se fac treburi gospodărești, nu se spală rufe, nu se face curățenie în casă, ca să nu se atragă răul. În popor se spune că în această zi vor fi ascultate mai ales rugăciunile femeilor care vor să aibă copii, dar și ale celor însărcinate, pe care Maica Domnului le va ajuta să aibă o naștere ușoară. Și cei care vor să se căsătorească se pot ruga în această zi Maicii Domnului ca să-și găsească perechea potrivită. În această zi credincioșii țin candele aprinse în dreptul icoanei Fecioarei Maria și împart din fructele toamnei pentru morți. Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare precedată de 14 zile de post, a fost asemănată cu un paște al verii, existând numeroase asemănări între moartea lui Iisus și cea a Maicii sale. Potrivit tradiției, Maica Domnului a adormit la ora 3 p.m. în ziua de 13 august, la aceeași oră când fiul său a murit pe cruce și a fost înălțată la ceruri cu tot cu trup atunci când se împlinise ceasul, la fel ca și fiul său. Apostolul Toma a ajuns târziu la înmormântarea Fecioarei Maria și pornește grăbit să îi vadă mormântul. Când îl cercetează, este încântat și uimit în același timp, precum restul apostolilor, descoperind că trupul său lipsește, precum mironosițele în cazul lui Hristos. Dacă nașterea Fecioarei Maria ne învață despre planul proniei lui Dumnezeu pentru restaurarea creației prin cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, moartea Maicii Domnului ne învață despre făgăduința mântuirii prin Dumnezeu. Urmând exemplul Sfintei Maria, spunând da lui Dumnezeu și primind Duhul Sfânt întru noi, pășim pe ușa mântuirii. Ea este scara lui Iacob, însă și mama, îndrumătoarea și mijlocitoarea noastră. Este femeia și noua Evă și, la fel ca la nunta din Cana, Hristos ascultă de rugăciunile sale. Începând și încheind prăznuirea liturgică cu nașterea și moartea Fecioarei Maria,
Biserica ne oferă o imagine clară a felului în care ne vom mântui. Între nașterea și adormirea sa vom găsi mântuirea. Între nașterea și adormirea sa vom găsi pe Hristos. Ea este Maica adevărată a vieții și a părăsit lumea aceasta prin moarte pentru a căuta viața cea adevărată la care ne cheamă și pe noi împreună cu Fiul Său. Maica Domnului este model pentru orice femeie, fiindcă, înștiințată fiind că va suferi și o sabie îi va străpunge sufletul, și-a asumat cu bucurie responsabilitatea de mamă, pentru că și-a iubit fiul mai mult decât propria ei viață. L-a urmat pretutindeni, smerită, fără să iasă în evidență în vreun fel. Nu l-a părăsit nici o clipă, nici pe Golgota, când Domnul Iisus a fost răstignit și mulți s-au lepădat de el. Pentru că ea este începătoarea rugăciunii neîncetate, rugătoare pentru toți și mijlocitoare înaintea Mântuitorului nostru. Se poate spune că Fecioara Maria este prima ascetă a rugăciunii isihaste, care lucrând înăuntrul ei, i-a curățit întreaga ființă, ajungând la o asemenea sfințenie și un asemenea har, încât i-a întrecut în curăție pe îngeri. Maica Domnului este modelul desăvârșit de trăire creștină, curată, sfântă și plină de roadele Duhului Sfânt. Fecioara Maria este icoana sfântă a tuturor femeilor, mai presus de vremuri. Ea este mamă după trupa lui Iisus Hristos, iar prin iubire și întru iubire, mamă a tuturor oamenilor. Așa cum Sfânta Fecioară a fost vrednică de maternitatea divină, prin credința și iubirea ei, tot astfel și noi putem avea parte de bucurie de a-L naște pe Hristos în inimile noastre. Prin urmare, oricărui creștin îi este dat darul de a-L naște pe Mântuitorul Iisus Hristos în sufletul său. În Biserica Ortodoxă, Sfânta Fecioară Maria este cunoscută sub numele de Maica Domnului, iar în cult, prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria. Toate aceste numiri ale Sfintei Fecioare Maria își au fundamentul dogmatic în hotărârile Sinodului al III-lea Ecumenic, desfășurat la Efes în anul 431, în Asia Mică, Turcia de astăzi. La acest sinod s-a hotărât că Fecioara Maria este cu adevărat născătoare de Dumnezeu, Teotokos, și s-a mărturisit că ea este Maica Domnului. Prin această hotărâre, Biserica recunoaște cele două atribute ale Sfintei Fecioare Maria, meritul de a fi născut pe Dumnezeu în trup și pururea fecioria ei. Plecând de la hotărârile Sinodului al III-lea Ecumenic, s-au pus bazele la ceea ce în teologie se numește mariologie, adică teologia despre Maica Domnului. Teotokos, termenul prin care este definită Sfânta Fecioară Maria ca născătoare de Dumnezeu la Sinodul al III-lea Ecumenic, provine din limba greacă și înseamnă purtătoare de Dumnezeu sau cea care i-a dat naștere lui Dumnezeu. Însă formula uzitată de Biserica Ortodoxă Română a acestui termen, în traducerea liturgică românească, este născătoare de Dumnezeu. Semnificația teologică a acestui nume reprezintă reafirmarea faptului că Iisus din Nazaret, fiul Mariei, este Domnul nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Aceste două firi, divină și umană, fiind unite într-o singură persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu Fiul. De aceea, Fecioara Maria este cinstită de către biserică printr-un cult de supravenerare. Acest lucru este mărturisit și de faptul că Maica Domnului ocupă un loc ales și cu totul aparte în conștiința creștin-ortodoxă, tocmai datorită înțelegerii depline și drepte a tradiției bisericești, așa cum este exprimată ea în mărturiile Sfintei Scripturi, ale Sfinților Părinți și ale scriitorilor bisericești din primele secole creștine,
dar și în hotărârile sinoadelor ecumenice. Despre Maica Domnului, Sfântul Grigorie Palama spunea că este și cauza celor dinaintea ei și patroana a celor de după ea și procurătoare a celor veșnice. Ea este tema profeților, obârșia apostolilor, temelia martirilor, postamentul dascălilor. Ea este slava celor de pe pământ, desfătarea celor din cer, podoaba întregii creații. Ea este început, izvor și rădăcina bunătăților negrăite. Ea este pisc și desăvârșirea tot ce-i sfânt. Și să nu uităm, dragi credincioși, cât poate Dumnezeu cu puterea, poate și Maica Domnului cu rugăciunea. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă aștept și data viitoare cu mult drag. Numai bine!